iar m-ajunge patima măi, să mă duc să-mi văd badea mă. Să-mi văd badea cum trăiește, la mine e să gândește. Dă, Doamne, la baia, dă-i măi bolă, la inima lui mă. Oameni dragi, vă salut cu mult drag și mă bucur tare mult că ne revedem la o nouă producție cu Iosif pe Coclauri, aici pe canalul meu de YouTube. Astăzi am pornit iarăși în căutarea oamenilor gospodari și de cinstea satelor noastre românești și am ajuns, iată, astăzi în județul Sălaj, pe coclaurile din județul Sălaj, mai exact în satul Șernuc din comuna Gârbău, unde vom cunoaște Pălelea Măriucă, o femeie tare, tare faină. M-am auzit cu dumneai zilele trecute la telefon și îi o femeie povestitoare și sunt convins că o să prindeți drag de dumneai ei. Doresc să-i mulțumesc tare mult nepoatei care mi-au scris zilele trecute pe pagina de Facebook cu Iosif pe Coclauri, ca astăzi să vin pe coclaurile din județul Sălaj la dumneaei în sat și să o cunoaștem pe Lelea Măriucă. I-am pregătit în spatele meu, oameni buni, și un buchet de flori oferit de florăria Magnolia, cărora le mulțumim ca de fiecare dată pentru faptul că ne ajută să le aducem câte o bucurie bătrânilor din prin satele noastre românești. Și așa că, dragii mei, haideți cu mine la oaltă să o cunoaștem pe Lelea Măriucă din comuna Șernuc, județul Sălaj. Mărăcină din izlaz, măi, eu ți-am spus, baghete, las-mă. Poți luci baghe ca luna, pe mine nu mai pui mâna. Bine te-am găsit! Bine ați venit! Vai greu vă găsim, Lea Măriucă! Că am intrat până două căs, până am ajuns aici la dumneata. Ați trecut de noi jos? Am trecut și am și venit și am mărs odată și tot așa. Doamne ajută! Să vă pup, Lea Măriucă! Mă bucur tare mult că vă cunosc. Și eu pe dumneavoastră, știți, v-am văzut la televizor, da. Ce faceți, Lea Măriucă? Și pe doamna asta, domnișoara. Domnișoara, am venit văzut cu femeia, da. Venim după noastră, uite, aici v-am adus un buchet de flori pentru faptul că, iată, astăzi m-ați primit în casă la dumneavoastră. Niște domni de acolo, de la Cluj, mă rugat ca să vă aduc un buchet de flori. Mulțumesc, hai, dați-mi un și vă mulțumesc că mi-ați făcut chemare ca să vin astăzi la dumneavoastră. Cu tă dragul. Cu mă așteptat eu. De mult. Așa. Da. De-a cui sunteți, Lea Măriucă? Că uite, n-am mai... Pavelul Șchiopului, după tata. Aha, și pe actele statului, cum sunteți trecută? Aici, pe bărbata cu Măriuca Lionică. Măriuca Lionică. Zice la socrul meu. Da. Măriuca Lionică. Și în actele statului, cum sunteți? Chețe Maria. Chețe. Da. Chețe. Aproape 70 fără 1 aveți, da. Așa? Acum am făcut luna trecută. Deci numai bine s-a nimerit buchetul de flori. Așa, pentru ziua dumneavoastră. Viți dragi? Mă bucur. Nu pot chisi în casă. Haideți după dumneavoastră. Hai de mine. Am iar zis și lumea că vin eu la mâncat, Lea Măriucă. Da, că povesteam la telefon, că am zis, bine, am urmărit, ne aștepți cu mâncare, dar ce facem cu oamenii? Dar ce să facem, că oamenii cu mâncare trăiesc. Oamenii și dacă vin în casă, sunt musafirii noștri, trebuie să-i servim cu ceva. Și apoi așa de la început? Da. Întâi trebuie să mâncăm și pe urmă să ne apucăm de povesti. Cum veniți, vă servim mai bine, atunci facem un cuptor și e vreme bună. Da. Am făcut așa, pe degrabă. Da. No, atunci ne punem la masă și apoi ne mântim în povesti, nu? Să serviți din tăchicele, că... Mulțumim tare. Vă dau din suflet. Mulțumim mult. No, Lea Măriucă, am de ominit, ne-ați ominit, am mâncat așa cum trebuie oameni buni aici la Lea Măriucă, de Doamne și ferește. Mă bucur. Și merem că din el să ne întindem în povești, nu? Că da, până la urmă, dacă... pentru așa am venit, de aia să-și uită oamenii la noi. Da, merem dincolo, în casa unde ieșideți dumneavoastră, da, nu? Da, cu no. Camera mea. Haideți după dumneavoastră, văd că aveți și botă, Lea Măriucă. Am botă, mă ajută o țiră că a fost operată, de proteză, de șold și nu, trebuie un pic de sprijin. Da, aveți baie așa cu mărsul.
Da. Uh-huh. Da. Și aveți proteză la unul sau la amândouă? Amândouă. La amândouă. La amândouă am proteză, da. Oi, 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 și... La unul numai de acum, e din toamnă. Uh-huh. Nu, încet, încet, văd că fac recuperare, mă mai... Uh-huh. Dar de la ce a pornit baiu? E la coxatroză. Da, da, da. Osteoporoză. Uh-huh. Sunt fel asta de pe bază reumatică, pe bază de efort, lucru mult. Da, da, da. Un fel de varice, nu? Varicele e altceva. E altceva. Da, am avut și ulcer varicos, uh-huh, operată, mi-s subindicat, da. Da, da, asta da. Cu oxatroza, am asta înțeles. Numai cu operație și cu proteză sau uh-huh. Da, și uite așa vă ajutați de botă. Vă ajut de botă. Uh-huh. Oh, asta doamne. E crucea mea, trebuie să o duc. Îndreptarul omului bătrân, nu? Așa se zice că e om, țupă bota că ești tânără. Zic că m-aș supăia dacă aș putea, trebuie să o duc, că e crucea mea, pe asta... Da, da. Au, eu le mai spun la Măriuca, la oamenii mai în vârstă, am făcând așa o glumă și luând mai în serios, mai în glumă toată povestea, să iei o botă mai lungă, să-i țină drept de spate. Așa. Da, așa că și pe dumneata, la fel te îndemn, iau o mai lungă să vă mai țină drept de spate. Eu toată eu și două. Și două. Când mă chemă de alunecuș așa pe afară, când da, e da. Zăpadă, o gheață, așa pe mă chem, eu uh-huh. două. Da, da. Așa, da. Dar până casă și fără niciuna mă descurc. Uh-huh. Așa nu mă ghizuiesc. Am înțeles, o cam dus-o mă tu. S-o dus o țără, dar mai vin eu, că Iana nu mănâncă lucrul. Nu mănâncă, dar cred că a fost un pic de omăt, așa-i? A fost un pic, nu, uh-huh. Nu. Da, da. Nu parcă nu a fost cum erau nu, mai nu de mult. Nu era iernile cândva, nu. Da, da, da. Așa, când era iarna, iarna. Uh-huh. Da. Da. Văd că aveți o gospodărie destul de mărișoară. Eu ne-am îndrugit. Da. Să schimb la, în rând cu oamenii și să uh-huh. vedem și să aibă copii și... Omul că trăiește, te face, api. Tot adună, da, da. Momentul... Corect. Lasă-la și din urmă. Acolo în spate văd că nu mai aveți animale, cred că înainte erau animale. Porci, porci nu aveți. Aici au fost șura, nu? Da, șură și poiată. Uh-huh. Aici e 5-6 ghiboli odată în poiate. Da, da, da. Ați avut ghiboli? Da, ghiboli, după aia înțenu, vaci, cai. Uite ce s-a dus. Așa e când se gata drumul, chem prăștii ca și fumul. Da, da, după cum zice cântecul popular. Da, da. V-ar și drag să le mai vedeți șura asta aici în spate, să le vedeți pline. Da. Am zis câte băiat, hai să cumpărăm o vacă. Da, vezi, ești în stare să umbli după ea. Măi, eu zic, să știu că o duc gheață acolo pe grădină, o pe șanțuri. Numai să am un chic de lapte și să am eu vaca mea. Da, că da. Știu că ori de unde nu-i laptele ca și când la mulți, eu și o am spălat și o am șters și laptele... Da, 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 da. Așa e. Așa e, așa e. Nu mi-ai... Cum da. I-am cu grămada. Corect. Hai dat să intrăm, că da. Mai bate o țără vântul și chiar nu, da, nu vrem da, să da. Rășim aici afară. Dară. Că e destul de răcoare încă. E răcoare, nu pe muncă, iarnă. Da, da, da. Nu mă duc eu înainte. După hai, dumneata, ale, că dumneata cunoști mai bine, mai bine da, drumul. Da, corect. Ce țără mai cald, Lemăriuca. Cald, lasă că... E bine iarna, cum zice țiganul, focul e bun și iarna. Focul e bun și iarna, da. E bine da. Că ați băgat pe foc, că e cald. Apoi numai să dăm drumul încetul la povești, da. Nu le-am Măriuca? Da. Că nu de alta, dar avem o grămadă de lucruri de povestit. Avem. Da, mi-a povestit nepoata dumneitale, nepoata care de fapt dumneai mi-a și scris ca să vin astăzi la dumneata. Și mi-a trimis și o filmare de acolo din Sfânta Biserică. Dumneatale... Da. În toată duminica ești acolo înainte, da. Printre strană. Oameni, în strană, corect, și duceți slujba de la un capăt la altul. La altul, da. Da. Când mi-e sunt de putere și asta e dragostea mea și din suflet zic și fac ce fac, că asta mă atrage cumva, nu numai de ochii lumii, e dragostea mea și... Dacă am ajuns și m-am dus înainte de operație iarna trecută și ceilalte, în două boche, cu greu, dar e bine m-am dus cu mașina. Dar totuși și până în drumul Fomon și din drum de la biserică până în biserică, iar pe gheață era polei și mă duceam până în biserică. Uh-huh. Și ziceam multe femei, cum e, chiar mir că te ești tu să te duci. E cu greu, că nu puteam să fac, nu știți dumneavoastră înainte de operație, nu puteam face un pas da, da, fără da. Boche. Uh-huh. Și cu greu mă duceam la Sfânta Biserică, nu mă lăsam. Da. Asta mi-a fost dragostea. Și încă vă duceți la Sfânta Biserică, așa? Da, da, da. Da, da, da. Da. Uh-huh. Ce să facă? Nu nici cine, acum nu mai învață tinerii tu de ieși, de cântăriți în biserică. Uh-huh. E o criză de ieși da, și da, cântăriți. Da. Uh-huh. Nu,
dacă nu e rușinos. Cu cine să facă popa slujbe? Da, corect. Trebuie ghiac, fără cântăresc, nu se poate. Da, da. Și mi-a mai povestit nepoata dumneavoastră că aveți și un glas atât de mândru. Și aș vrea, Elea Măriucă, uite, acum, pentru început, să facem așa o introducere pentru oamenii care ne urmăresc, să începeți să le cântați așa o strofă dintr-o hore, dintr-o doină, din ceva și vii la suflet, să zic așa, Elea Măriucă, ca să înțeleagă și oamenii care ne urmăresc despre ce e vorba și din ce cauză ne aflăm astăzi aici la dumneavoastră în casă. Iar mă ajunge patima măi să mă duc să-mi văd badea mă. Să-mi văd badea cum trăiește la mine e să gândește. Dă, Doamne, la badea dă-i măi bolă la inima lui mă. Și de bolă să nu-i treacă până cu mine să-mi pacă. Mărăcină din izlaz măi, eu ți-am spus, badete, las-mă. Poți luci badie ca luna, pe mine nu mai pui mâna. Că și mâna că o ai pus măi n-am avut minte de ajuns mă. Că am fost fată tinerea măi, n-am știut ce-i dragostea măi. Doamne, cât e frumoasă cântarea asta! E mai lungă, da? Să pot dacă... Da, da, da. Deci e mai lungă cântarea. Da, da. Și aveți un glas atât de fain, Elea Măriucă, da. Doamne. Deci nu-mi vine să cred. Înainte, la noi, eu zic, bezde de loc, acolo vineau mulți bezde, de ani, lucrau la Timișoara. Așa. Și iau în străinătate și aduceau casetofonii de alea care înregistrează. Uh-huh. Și vineau acolo, nu, avem noi pe tata fiind cecheraș, vecinii noștri care era Șandor, Traian, Papa și Iurca, ăștia erau cecherașul, cordonașul și... Da, da, da. Contraleu. Uh-huh. Și m-a înregistrat. Ura, cântecele astea. Dar nu zici dumneavoastră, că până în mai an tot îmi spuneau, când vineau la bezde și ne întâlneam, că eu e acolo, și acum când ne întâlnim, ascultăm cântecele tale, când ne întâlnim la bezde, da, ne facem o petrecere, ne veselim cu cântecele tale care și cu jocurile de la bezde. Extraordinar. Da. Și încă ceva, dacă l-ați cunoscut pe Magdaș, da. Pe ce-o murit, cecherașul. Da, da, da. Vinea la mine, Leriucă, Măriucă, hai, cu cecherucă, micuță, cu gura să-i zic și să-l învățam jocuri. Mm-hmm. Era mic și vinea la noi în casă, când și eu cu invest de muri săracul în accident. Da, da, da. De unde le-ați învățat? Tata a fost. Tata dumneitale. Da, tata cânta cu gura, frumos. Tata atât a fost de văzut la nunți, când s-a sculat lumea în picioare, când i-a auză, când ieschie gura. Cea cu contra, cea cu ce era gurma și cânta. Nu era artiști, nu era boxe, da, da, da. Nu era atunci. Și așa le-ați învățat, le-ați memorat. Da, da, da. Uh-huh. Și de câte vreme a plecat tata dumneavoastră dintre noi? E vreo 11 ani. E vreo 11 ani. A fost de 93 ani. Doamne, cred că dacă l-aș fi cunoscut, vai, ar fi fost... Cânta cântece, mi-a fost refugiat, dus pe-n... Zicea, în România, cum zicea, la Ploiești, acolo, pe la București. Da, da. Și apoi când vine de pe acolo, zicea, când a fost tânăr, atunci cântecea, era colegi mai mulți, olteni, erau fel de fel. Și apoi când a venit doamna Sava Negreanu să coleagă folclor, a venit la dânsul, zicea, asta nu-i bună că e oltenească, asta nu-i, era frumoasă, dar eu trebuie ceva autentic, de aici, de la noi. Da, da, da. Și apoi, da, și-o cântec frumos, tare,
ce să fie, că tata lua foc în cu cam de băieț, că zice, arde foc un paie uge, strâng la mândra numai uge. Ei, dânsa au modificat și au zis, pentru badia care îmi place, nopți întregi, iar întoștor și la melodia asta au zis. Da, da, da. Știi câte ori au zis tata la zice, eu am schimbat textul, da, da, da. Da, cu frumoasă și frumoasă și asta care zice dânsa, da. Da, da, da. Doamne, le-am mărit că sunteți un adevărat ezaur, să știți. Chiar mă gândeam, uite, acum în timp ce ne-ați cântat, că oare unde ați stat până în vremea asta? Unde ați stat așa ascunsă? La nunț, mai cântam, mai chiuiam, mai jucam găina, mai cum era lumea atunci, de unii unichele, dar acum la Sfânta Biserică, acolo da, da, da. Cântatul. Am înțeles. Aș vrea să ne luăm așa, etapă cu etapă. Da. De când ați fost copilă, mi-a zis că nu sunteți de aici, de a satului, de a locului. Da, de la Beze, pe ăsta de al 2 kilometri. Când ați venit în coșe? Câți ani ați avut atunci când l-ați găsit pe bărbatul din Italia? 21, da, da. V-ați întâlnit la jocul satului? Unde v-ați întâlnit? Cu acum am fost aici aproape satele de olaltă. Da, moșe, mai vine feciorii păghighic, cum zicea atunci. Păghighic. Păghighic vine la joc. Nu. Fiind la noi muzicanți, la noi se face joc în fiecare duminică. Da, da. Și nunți, eram nunți în fiecare duminică. Nu mai vezi o nuntă, mai și la Bezde. Și nici aici, rar, când ia izele, că fac la restaurant ieși. Da, da, am să-mi schimbat un pic vremurile, da. Și acolo, la jocul satului, l-ați întâlnit pe Peșinea. Cum o Ionică. Pe Ionică, Badea Ionică. Da, da. Un om foarte bun. Asta a fost situația. De câtă vreme sunteți văduva? De 21 de ani. De 21 da, de ani? Da. Mult? Mult. Și cum e văduvia asta? Știi cum e? Nu pot să zic că, vai de mine, mi-a dat Dumnezeu așa o putere și o tărie, că dacă te lești la năcaz și te lești la... Dar n-am avut ce face, am avea asta închept. Am fost și mamă și tată pentru copii. Pentru că fost băiatul a fost în clasa 5-a, Nicuț. Fata a făcut logodna, nu n-a apucat să o facă. Și dacă mă lăsam și eu, vai de mine, că dacă a murit, eu mor și eu, sau nu mi-e famnică, sau... Am dus greutatea, eu sac, m-am lucrat, cum mi-a ajutat Dumnezeu, nu m-a lăsat. Da, da, da. Am fost și mamă și tată pentru ei, să nu ducă lipsa, să nu... Să aibă ghetechie ca și cum ar fi avut și mama și tată. Da, a fost bolnav. Acum nu știu cum să vă spui, nu a fost așa, inima asta, vezi dumneata, nu mai știa atunci, am făcut două preinfarcte, da. Amu, dacă ar fi să facă cineva în familie sau un străin, oricine, câteva la televizor, aș ști că e preinfarct, cum se manifestă, că tot auzi, atunci n-am știut. Da, nu se știau atunci. Nu se știau, da, nu se știau. Și uite așa s-a prăcădit. Da, m-a picat jos, mergând pe drum cu ghibul, era. A fost un bărbat bun? Da, da. Nu treabă cu nimeni, nu zis de nimeni rău. Dacă te-a văzut că ai omorât omul ăla, nu te-a spus. Și o zis lumea că așa om. Da, da. Foarte bun. Nu avut treabă cu nimeni. Nu m-a jignit odată. O să ne sfăghim, o să mă sudie cum văd alți bărbați, că mai... Nu, nu trece nimeni ca în biserică. Da, da. Da, fă tare, tare bun. Și dumneata ai venit aici, pe moșia dumnealui. Da, da, el nu mai a avut braț, când mai el a fost și... Și pe socri ați mai prins? Pe socra și pe socru? În socră nu. Socrul meu, mai 36 ani după ce am venit eu, ce? 36 ani, fă bătrân, da. Da, da, da. Și la oaltă cu Baionica aveți doi copii. Doi copii, pe Viorica și pe Andrei. Da. Viorica și Andrei, așa a fost și socrul meu și socrul meu, Viorica și Andrei, Viorica și Andrei. Deci după dumnealor le-a spus numele. Da, da. Da. Cu ce ați pornit în viață, Lemăriucă, după ce v-ați luat la oaltă cu Baionica? Cu ce ați plecat așa, la drum, la oaltă în viață? Am muncit tare mult. Și unie, în colectiv. Mai lucra la, era aici la noi atunci pe vremuri, echipa de combatere. Acolo aveai salarii de stat. Lucra și acolo, lucram și în colectiv. Apoi mă mai ocupam, aveai o sac, vindeai, mereu la piață, la Jibou, la Dej, brânză, lapte, nuci, doamna, făceam miez de nucă și duceam la piață. Noi atunci de asemenea, de acolo ne-am făcut, că de acolo v-ați făcut un leu. Na, da, da, da. Am muncit mult.
Orchim. Asta le sunt eu acum, că... Dar chiar la asta mă gândeam și eu, că am, dacă stăm așa să ne gândim că oare din ce viscărele, tișarile, păi au o explicație. Da, foarte mult e fost. Și lucram toată ziua și iarna, meream la stropchit, la pom, cu era atunci, și vineam și seara, stăm toată noaptea și țăsăm, torcem. Da. Țăsai la lompă când nu era becurem, pe aceea s-o mai... modernizat lumea, am avut curent, trăgeam vechi, dar și la lampă am lucrat. Și cum era la lampă să lucri? Păi, cum era? Bucăie rău era, că mai eram tineri, cea și vedem bine. Am cu patru oși să nu vedem. Era vederea mai bună. Da, vederea mai bună, da. Da, da, da. Și uite așa, ați făcut și o grămadă de zăstre, să spun așa. Da. Ne-ați arătat așa mai devreme câteva covoră, plăcuță, țăsute. Așa cu de graba, că n-am avut timp când îmi vine și știerguri și fiații de perin și de teche. Așa, cum văd la televizor pe unele părți cât de au așa pusă, fain, și cu cipcă și cu așa așezate. Așa le poți pune, numai nu fac când am dat cu altă ocazie le-mi pune. Ați săsut numai pentru dumneavoastră sau vai, și le vândut? Vai, mult pentru bani. Atât am săsut pentru bani. Și am făcut și le-am vândut. Cerși de astea, după ce apărut cerșile, erau tare căutate și făceam cerși, vindeam, făceai bani și făceai, ce aveai, văcăleam, făneam urși, fereți la casă, ce trebuie. Da, da, da. De aici, numai din mânuri, că salarii nu au fost, cu greu. Dar a fost lumea mai bună atunci, mai... și a fost mai sănătos și am putut. Am povestit un picuț de jocul satului, la Măriucă, și aș vrea un picuț să povestim mai mult de jocul satului. Mi-a zis că se făcea joc al satului în toată duminica. La șură. O, fain. Aici, în județul Sălaj, îi spune joc la șură. Joc la șură, da. Cum era acolo jocul satului? Ne-ați putea așa descrie o țără, o duminică la jocul satului? Păi cum să fie? Meream la biserică duminica, după aceea veneam la biserică, mâncam. Nu, în moment să strângeau, că fiind tata acolo și ce chiar așa aproape de noi, vineau chizașii, așa le zicea la care făceau jocul. Da, da, da. Feciorii și noi, să înțelegeau cu ei, cereau plata. Ba, făceam și zile de clacă, meream și făceam tineretul cu ceachera, ieșeam în hotar. Serios? Pântușura, la cine îi lăsa să facem jocul, îi trebuia zile de clacă. Da, da, da. La săcele, la... nu, ce avea de lucru. Și apoi vinea și ceacherașul cu noi și ne zicea, săceram și vinea și jucam câte un joc, acolo în ial, unde săceram. Zău! Da, așa era. No, și apoi vinea, cum vă spui, la biserică și luau ceachera și piciorii se duceau la șură, noi ne adunam toți acolo. Până seara, după 11-12, ne punea să dăm ghecină la țigană, așa zicea, că părând, la țigană. Da, câte o fată din sat care, bine, părând, no, am un duminica asta una, făceai duminica alta, îi făceai plăcintă, un ghie friptură, ce-ți da Dumnezeu acolo și duceai la ceacheraș de mâncare, trebuie să le ducem. Da, da, da. Pe mă să zgătăf la mâns, nu putea. Și cam câte vreme ținea? Dar pe ținea până pe la vreo 12, nu, tătea noaptea. Deci nu ținea tătea noaptea. Și vine mamele acolo cu fetele. Să le lăsă de capul lor, cum i-am lumea. Da, da, da. Nu te lăsa, oi, de mine, nu? După ce vine ciurda de bucăche, orice cât acasă. Când erau, doar chiar că mi-i stăchea, da. Deci fetele vineau cu mama de mână. Da, da, da. Pe casă, nu le lăsa de capul lor. Că și atunci am era lumea stricată, bugăt. Sigur, erau că... tineretul și... nu, fără minte. Și acolo să juca, să cânta și să strâga. Da. Vă aduceți aminte de strigături de acolo, de la jocul satului? Strigau feciorii. Fișorii. Feciorii. Deci femeia nu striga. Nu, nu, nu. Da, da, da. Noi piuiem la nuntă. La nuntă. Deci când merem duminica era munțele. Nu, după când trebuie să meargă la comunie, ne împărțăm așa, nu, un rând de fete merea la mireasă, te chema, un rând de la nănaș, un rând la mire, fiecare trebuie să aibă piuitoarele. Da, da, da. Ne vedea câte o sticluță de asta de un fărtai cu horincă, la mâna asta era plata. Plata. Și cu asta, în grup, șapte după mireasă. Și gata carul la mireasă, era carul cu boi și punea acolo lădoiul. Nu știu ce mai pune acolo la spate, că punea de pideaule, tot unul cu cipcă, unul cu bielână, pani, perinile așezate, țolul, după aceea a venit lumea cu plapomele, da, era țol. Da, da. Era țolul de lână. Și apoi chivuiem,
Și ce piuieți acolo? Mireasă, pipioara. Când te duceai, de exemplu, după mireasă, ce să piuie? Feciorii cântau. Ce noi merem după... Zice, noi merem după mireasă, ei, hai, hai, după ruja din fereastră, ei, hai, hai, după ruja rujilor, drăguța feciorilor, șai, la, 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 la. Că noi chiuiem. Noi merem pe drum pacii, nu știu unde ne-am oprit, la casa făcută în rând, la oamenii ce de rând, la casa făcută în iarbă, la oamenii ce de treabă. Uiu, ce gata chemnirea să vine, cam vinin după tine, și te gata cu năframă, că vin India bună seamă. Uiu, no, deja piuiem. Da, da, da. Ieșe cineva afară și nu ne lăsa să ne băgăm, îi ținea în drum. Zicea, slobozi ținem o col, că nu știm de ce ne dor, că ne dor de chitaleasă și la mire de mireasă și... Nu, no, ne țineți în minciuni că ne apucă Sfânta Luni, e mâncare să ne dați că ne apucă Sfânta Marți. Da, faceți bine și ne dați, bătăr castră, aveți morați. Că ne tățâne acolo și ne lăsau să țigănea tarostele cu un om, până cerea mireasa. Da, da, da. No, și-a fi... după aceea, care era la mire... După ca nănaș, la nănaș iară trebuie să le chiuiești separat. Era și la nănaș strigătura. Da, da, da. Și când se pornea nunta, să mere după fiecare nănaș în parte? După nănaș, mere întâi la mire, mirele merea după nănaș. Da, da, da. Și chemătorii cu palțaule, aveau chemătorii făcuri, băi, câtă herilie aveam să le facem palțaule, că aveam prime. Primele erau funghe, ea stenită, dar tăche culori, roșii, albastre, albe. Și făcute așa cu păturică la călcate și pe bot avea palțău ăla legate cu mărjele, bosuioc acolo și doi feciori. Aceia mereau și îi chemau la nuntă. Da, da, da. Când se băgau în casă, așa îmi amintesc cum ziceau, noi suntem înați de acasă, de înălțatul nostru împărat, cu un palțău mândrugătat, cum e obicei în sat. Știm bine și prea bine că aveți un fecioraș de parte holcheiască, Dumnezeu să vi-l trăiască împreună cu noi și pe dumneavoastră. El poftind mie că dimineața la un pahar de băutură și la un scaun de hoină și la multă voie bună, să zicem cu toți la un loc, să aibă mirii noroc, să aibă noroc toți. Și no, asta era fiecare casă, mereu chemătorii și chemau. Da, da, da. Chemau feciorii. Și mireasa chema fetele. Ea am înțeles. Ea și ne chema fetele. Doamne, pe obiceiuri faine. Faine. Da, da. Și-a fi mereu până la biserică, tăpă, de-a lungul drumului, tăpchiuin. Vedeam un locuri de așa, ieși tot muierile să ne vadă hainele. Hainele mireasă, cum era pusă. Da, câte da. Două, câte trei, să ne poată ciufuli, știi? Rapid și-a însuie, chem mireasă în car, nu te uita pe ăsta deal, pe ăsta deal este o măr, la mătai și zubul gât. Cum îi ziceam că ui, ui, pe dealul gol, că mireasa n-are țol, nici pe rudă, nici pe pat, nici că meașă la bărbat. De-aia face mirele când atunde cânele. Nu, mi-e și râdeam. Trebuie să mă înșurâți, corect. Da, da, da. După ce m-a atunci la tinerețe, n-am dat găina, dar că nu era bine la feche, fechele se joace găina, era ca nevestele. Și m-a măritat, dar pe... Deci ai șansă la să dădea găina? Da. Și o dădeau nevestele, a zis. Da. Da, la câte nu ți-am dat găina, nici nu mai știu. Serios? Da. Foarte multe găini am dat. Asta era, jocul găinii. Jocul găinii, da, da, da. Erau și câte doi nănași. Dacă era doi, jucam două. Da, da, da. Merea una pe parte, una pe alta. Eu o să-mi pe ea înainte și ziceam după ea, uiuiu, că și eu viu. Nu m-am asculat târziu, nu m-am fi că am zăbăghit până ce m-am ruminit, că m-am zăbăghit pântindă și m-am cotat o măglindă, să vedem de mi s-ar sta să pornesc cu găina. Asta era începutul. Începutul. Da. Na, și apoi ziceam, măgheran, măgherănaș, zi țigane ce chiraș, să mă duc între nuntaș cu găina la nănaș. Cam aici o pui că neagră și la nănașul e dragă, așa am aici un cocoșel, știu că e poftă de el. Era, așa știi cum era. La găină trebuia ca și la o lectură, că mi-aduc aminte de când la școală, zicea introducere cu prinși din cheiere. Da, da. Așa era și la găină, trebuia să faci introducerea, face până ajunge la masă, pe când ajunge acolo.
Trebuia să îți gănești, să ceri banii. Și cum șereți? Cum șereți banii? Oh, e mie, zice, nănașule, țucutie, nu-mi da banii în mână în țăi, că nu mă precep la ei, că eu-ți bată ca la nuntă, nu cunosc numai de 100. No, țucutie nănașe mare, bagă mâna la rochie și scoate cât e o hârtie, nu-mi da tă cât e o îngrițar, că nu ești de păcurat. Nu cerem și zice, multe, multe, da. Așa, până când am dat ieșa pe iară, mă facem că o pipă masă pe o luam înapoi. Uh-huh. Hai, găină, la cătriesc, că nu te-o plăti cu preț pe banii de la nănaș, nu-i cumpăr un purcelaș, să fie că e flocos, numai să umble pe jos. Cerem la bani și-mi dă ieb. Am un când, uite, o dată când am jucat pe avem acolo hârghi și cât e de 100 de lei, cam s-o fost. Închidă găinile. Da, da, da. Înainte îmi pare bine când dădea deci de trebuia să știi cum să o vinzi. Da, da, mm-hmm, da. Și important era ca să scoți din buzunarul nănașului cât mai mulți bani. Cât mai mulți bani. Da, da, da. Cerem și zicem, la nuntă zicem acolo, ești măi ghiodete. Da. După cum, n-avea ce face, că trebuia să zici. Da, așa, o strofă, că, apropo de astea ghiochete, una măi cu perdie, vă aduceți măi aminte? Perie, da. Așa, una ghiocheată măi cu perdie, ca să înțeleagă și oamenii care ne urmăresc, de fapt, da, ce era da acolo la nuntă. Nănașule, oi de mure, hai cu mine în pădure, dar nu vini fără pușcă, cam o pasăre și mușcă. Iup! Am asta a fost cu perdea de tot. Mă așteptam la ceva mai serios. Mai serios? Yeah. Cum adică, dar mai... Una așa, mai dură. Mai dură? Da, da, da. Sunt și mai dure. Sunt și mai dure, oi. Mi-au cam minte. Nănașule, țucutie, Doamne, mutea mai pățit, până găina s-o fript, n-am avut lemne păliche, că pădurile s-o prite. Și m-am dus în fundul văii, m-am întâlnit cu haidăi, pânt-o în braț e uscături, le-am dat 100 de guri, pânt-o în braț, pânt-o în lemn putregăios, e tri ori m-o trânchi jos, pădurar periculos. Zânire sucă, draga mea, e te-a întreba socră ta, ce zăstreț o damă ta, tu rădică rochia și arată vrabia. Am aici o vacă neagră, la feciorul tău e dragă, nici nu zvâre, nici nu împunge, numai el o poate mulge. Uiu! Asta mi-a plăcut, Lămâriuca. Și pe final cum era cu mulțumirea? După ce să luau banii de la stai, 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 până la mulțumire. Mai este până la mulțumire. La taroste. Uh-huh. Dar nu s-o așteptă el. Era țantul cel vin cu microfonul de pângă mie, mi-o să nu, nu. Da. E să descânta și la staroste. Am să-i zic eu și lui una, că, dar săracul nu s-a așteptat. Numai să spui cum i-am zis. Staroste cu cizme nouă, chiar chișed într-am în două, până ți-am făcut cu capul, le-ai umplut cu tăchea dracu. S-o și uita la pantaloni așa la chișoare, mă gândim oare asta. Am văzut oare cum pe pantaloni, am făcut ce pe mine, de ce mi-o zis așa? Am zis, Doamne Dumnezeule. E să distra lumea la anunț. Da, să distra. Da, da. La fi la nenaș, când îi dădeam găina, eu am popusă pe masă și gândesc, hai să-mi celuz cu acea, eu îi pe masă și o sucesc așa. Și vai de mine, aici era nuntașii și aici era nenașii. Și toți găina câte nenaș, câte nuntași cu capul. Și am zis, vai de mine ce-am pățit, găina mea s-o sucit, cu capul câte nuntași, cu curu câte nenaș, vai de mine ce m-o-i face, la nenaș curul e place, uiu! Nenașule, țucutie, de nu-ți place cum am pus, pune-o tu cu burta în sus și o întoarce pe schinare ca pe nenașa ce mare. Dar să pășeau după fiecare în parte, nu? Da. Trebuie, Lămâriucă, să le facem o făgăduință oamenilor care ne urmăresc atunci când m-o însura, că poate n-am și multă vreme, să vă chem să-mi faceți o strigătură. Îți fac, dar nu ce e cu văcuța. Nu așa cu văcuța. Ce, nu se potrivește. Nu se potrivește. Da, uite, am un nevestă în tale, pe amândoi, Lămâriucă. Suntem aici înaintea, în fața dumneavoastră. Da. Tale. Ce strigătură ne-ai face, de exemplu, dacă mâine am avea nuntă? Așa, mire, mire, fătul meu, nu-ți purtam mireasa rău, și o îmbracă în rochii creață, și o după la uspeță. Uiu! Da, mire frumușel și înalt, ai grijă ce ți-ai luat, că nu-i măr putrăgăios, să-l îmbuși și să-l țâr jos, nici nu-i pară mălăiață, că-i soție pe viață. Uiu! Da, așa, da.
Asta cred că o să o pun acolo în arhivă și o să o păstrez multă vreme. Așa, așa. Mulțumim tare, fain. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că de o bucată bună de vreme sunteți acolo în strană. Acolo, cum am zis atunci când am început interviu, unde duceți slujba de la început până la sfârșit. Acolo când mă duc, nu mai dorim nică și uite de chirelele, când sunt acolo... Uitați de tate. Da, acolo, ce mi-e fericită. Mhm. Mai ales mă gândesc că și... slujba, dar pricernile, pricernii mă regăsesc. Așa este ca și sunt niște trăiri, niște rugăciuni. Pricernile, cum, multe, ca și cum ai zice o rugăciune până prin șaznă. Corect, e o rugăciune, da, sigur că da. Și acum, atât că vine postul mare, așa prin șaznă cu... cam cu patimile Domnului să fie. Ne puteți cânta o prișeaznă? Da. Vă ascultăm cu mare drag. Când te-am văzut, Iisuse, cu spini încununat, erai tot plin de sânge, la moarte judecat, treceai cu crucea-n spate pe drumul cel spinos, descules și fără haine, iubitul meu Hristos, cădeai cu crucea-n spate, ce greu te apăsa, iubita ta măicuță, mereu te întreba, spune-mi, fiul meu dulce, cu ce ai supărat pe oameni așa tare, de ești la moarte dat, te-au judecat la moarte ca pe un mare hoț, iar tu, Iisuse bune, tu te rogi pentru toți, te rogi cu glasul dulce la Tatăl cel ceresc, să ierte a lor păcate, că nu știu că greșesc, la postolul tău dulce, tu așa i-ai cuvântat, pata măicuță bună, în seamă eu ai dat, Ioane a mea mamă, o las în seama ta, de astăzi înainte, să ai grijă de ea, să-ți fie mamă bună, tu să-i fii fiul ei, eu plec din asta lume, la Tatăl meu din
cer. Iată cu ce glas da, mândru Dumnezeu. Vom zăstra și da. Iisus. Da. Că până la urmă și glasul ăsta e un dar, corect. Nu se cumpără, nu se... Îl dă Dumnezeu. Da, cu el te naște. Da. Ce simțiți atunci când, iată, acolo în Sfânta Biserică, când te-a scât o pișasna? Ce simt eu atunci, din suflet, din inimă, din tot puterea mea, cu tot sufletul și dragul și mă regăsesc și mă simt atunci atât de fericită, împlinită, nu știu cum să vă explic. Foarte mult. Important așa să avem un pic de credință în noi. Da. Important. Da, foarte important. Să avem credință și să avem și fapte, că credința fără fapte e mortă. Mai este astăzi... Sunt oameni credincioși, da. Mai este astăzi credință în oameni? Ei, s-o cam dus și credința și rușinea. O pierit rușinea din căreț, cum zic bătrânii. Da, da. Și că era cărețul ăla anită, o floare. Albastră. Da, și zice că acolo nici lucrarea neagră, ce-i rușinea. Nu mai este. Zice bătrânii, o pierit rușinea din căreț și credința s-o împuțânat. Oare și eu făcut pe oameni să mai aibă o credință mai slabă? Eu zic așa că după regimul ăsta, după revoluția asta și după ce au făcut oamenii că l-au murit pe Ceaușescu, e mai rău. Așa cum a fost, dar nu i-a oprit pe oameni să nu meargă în biserică. E dus. Da. Într-adevăr că zicea că sunt activiști de partid și aia ești, mă, că ta să fie după cum a fost lumea, dar multă lume... S-o răcit de credință. După ce a început democrația, da, ziceți? Banii, averea, lumea asta, să sfăgheți pântul pământurile și nu se mai împacă soră cu frate și mama cu fată, nu mai trăiesc. Nu mai știu de Dumnezeu, nu mai au frică și rușine și credința aceea care o avea, trebuia să-i respectă la față de părinte și frate cu frate. Nu se mai... Soraci, nu se mai vizitează, mulți. Nu mai știu că-s neamuri. Deci, am mai știu că ai copii mă la mame, dar erau veri primari, veri al doilea, care se știa, mă, suntem neamuri. Da. După și puneai umărul unul cu altul. Mie să ajutau da. Și să, măi, când făceau o casă, făceau cărămizi pentru căs, când făcea toată lumea, merea, no, ala își face casă, îți merea și-l ajutăm. Îi pare rău că-ți faci și să invidiază unul pe altul și... Dacă oare... de ca ești un timp mai bine, oare de ce și-o făcut, oare de ce are, oare... E invidie. Da, da. Invidie. Oare lipsa asta de credință îi face lipsa pe oameni mai învrăjbiți? Da. Sorăcit, nu se mai vizitează, dar și vecinii, măi, mereu, ne strângeam cu furca și cu lucru sara și mereu vecinii, măi, mâncam dintr-o mâncare. Făceam, și eu, că făcăm mâncare bună, duceam la vecina, că m-a murit domniată, duceam cu lidu. El mi-a ducea mie, mă chema, hai, sara asta la mine cu lucru, mi s-ar viola tine. Am o, să încoiem o colie și nu mi se mai duc una la alta și ești că s-o băga dracu între noi, nu știu ce. Încotro vedeți mărsul lucrurilor? Da, fiindcă rău, bugă e rău mărgul, că le trebuia mâieri în vârstă, le văd că își pun unghii, că nu le ajute soarele cu mirelor cu tăiat, își pun unghii până aici, anii, și să feșchez și să... Doamne, țucuche, dacă vezi și te duci oare unde nu mai ai să vezi. Da, da. Da, da. Din păcate... Păi cum să nimedeai Dumnezeu? Cum ori vine cu tremure și minuni și cât era și războaie? Credeți că, iată, cu tremurile, războaile, să amne de la Dumnezeu? De la Dumnezeu, aia este. Zice, în Apocalipsă, zice, să nu vă mirați când veți auzi vești de războaie, că aia este tăi să vă împlinesc și vor fi, dar nu să așa. S-a început acea un pic, dar să extinde cu timpul, așa e mai rău. Da. 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 Și încă nu e rău, că încă e bine. Încă bine? E bine, încă nu, dar e rău și e greu. Și trebuie să ajunge să meargă la morminte, să zicem, ieșiți voi cei morți din morminte, să intrăm noi, e vii, că nu mi putem îndura pe viața lui Dumnezeu, atâta e rău. Și așa veni vremurile. Încă e bine, că avem încă ce pune pe masă și e tăie, sunt e buiaci. Da. No, că nu ne place mâncările numai cine ești tăbune și tă... Asta e lumea, dar are cândva, vine postul mare, le și eu alele. Și le suie în pod. Aici nimeni nu mai mânca de dulce. Da, unul nu mai știe că e miercuri, că e vineri, că e postul mare, că...
Da, da. Aici am vrut să ajung cu dumneavoastră că, iată, nu mai sunt multe zile până când intrăm în postul mare. Înainte, oamenii, exact cum a zis dumneavoastră, își leșeau oalele. Sigur, da, oalele. Da. Ca să le cureță de toate urmele de grăsime. Da. Și nu mai vedeai un soare și carne și... Era, deci, cum era de duminică, cum a ce vine, la satul postului de carne. Da, o săptămână nu mâncam carnea, nu scoteam brânza, ouăle, laptele, ca să nu fie pe greu dintr-o dată chiar să ghetăche. Carnea, și așa era. Puteam și ne ajuta Dumnezeu și nu mâncam. Începând cu săptămâna care urmează, carnea nu. După aceea, laptele, ouăle, brânza. Da, nu sunt atâtea mâncări și băi bune și sănătoase care facem noi în supermarketuri. Cu teche iaule și cu teche coloranțelor și alea nu-s mâncări. Mai bine acolo fasole, cartofi, vărzare, palaneță, cum facem cu cartofi, cu varză. Da. Ce da Dumnezeu, atâtea mâncări bune sunt, e post, făcute de casă, nu cumpărate. Eu zice că postez, zice că eu înlocuitorii salamului și a pateurilor și de-aia este tot acolo ești atunci asta, că nu s-o trebuie cu pofta de la ea, că le înlocuiești cu alea. Da. Acum, în perioada asta, Lemăriucă, cu ce se ocupă lumea pe aici prin sat? Am un om minchenată, mă ies, care mai în putere să mă duc și mai curățesc o livadă și curățesc pământurile, mai pângă casă, ia ce să mai poate, nu prea să poate încă lucra, că noi, da, așa cum e primul. Până nu s-a mai încălzat da, un pic. Da. Să încălzească, ieșim la pusul straturilor, la pusul florilor. Care... Mai puneți straturi? Da, am grădinuță. Ietechem pui ceapă și roșii și ietechem am avut. Da, puteți să vă îndoiți, să-l cătrăsuți în doi, să te apreși. Câte dar vine fata. Am înțeles. Ai, când tot face și le pune la rând și atâta. Eu să poată grădina. Așa o învățat de mică, în Cluj, dacă vine la țară. De mică o învățat să torcă, să țasă, să facă coajele, să facă curățenia, tăie lucrurile și la oraș. Numai la casă mari. Aveți 70 de ani fără un an. Cum îi am la aproape 70 de ani? Știi cum e? Așa că întăresc aia ăștia și mi-i pui așa eu în tot balanță și zic, atât a trecut, nu mult mai este. Mă apropii, 70 de ani, zice că e viața la 80, că duci de acolo, e la 6 la 80, de la 70 la 80 sunt cam grei. De la 80 în sus sunt mai grei. De la 70 la 80 eu cred că e o victorie. Da. Și te gândești așa, măi, nu știu cât am e, dar totuși, oricumva, gândești să-ți mai îndrepți un pic viața și să fie mai altfel, să te mai gândești că să mai faci mai multe bune cât e să poate. Mai ai timp, că nu știi ziua de mâine cu ei. Da. Vă gândiți și la vremea când vă duceți pe lume? Mă gândesc că de la naștere la moarte, zice că numai un pas, un pas ne desparte. Nu poți să știi. Amu, ești aici, dar pe mâine să știi. Chiar și-a mori, vezi, dar cum mor oamenii amu. Tineri și mor tineri. Că bătrânii ăștia sunt mai rezistenți pentru că o trăim mai bine, o mâncam mai sănătos. Mai sănătos sunt mai bătrânii ca și tinerii. Corect. Nu mâncat, cum să zic, atunci nu mâncat atâta grăsimi și atâta... pâinea de acasă, cât o poți, badra aceea este să o mănânci de acasă. Eu, de exemplu, nu cumpăr pâine. Eu pâinea o fac în casă. În casă. Așa cum ne-ați așteptat și pe noi astăzi, Lemăriucă. Da. Acum, poate n-ar trebui să vă întreb, dar totuși îndrăznesc să vă întreb. Da, dacă trageți așa o linie la ăștia 70 de ani aproape, sunteți împăcată cu ceea ce ați reușit în viața asta să faceți? Sunt păcată și poate că ar fi trebuit și mai mult, dar după cum a fost lumea și nu-i putere și nu mă pensia mică, n-am avut salari mare, aș fi făcută mai multe. Dar ori face copiii de aici încolo și mai facem și cât om pute. Eu făceam mai mult dacă aș fi putută. Dar atât cât după lume și după cum am făcut, nu fă rău. Exact cum a zis la un moment dat, că ați fost și mamă și tată. Și mamă și tată, da. Și iată, asta nu a fost deloc o crușe ușoară în viață. Greu. Dar e bine că le-ați împlinit pe tate și le-ați dus, iată, mulțumită că mi-am dus crucea și văduvia așa cum trebuie.
cum a trebuit și cum e corect pentru o femeie văduvă. Deci văduvia i-a dat o feciorie, cine și-o poate duce. Ce frumos! Și sunt păcată, nu, n-am vrut să mă leg de nimeni, am avut un om foarte bun și mă să chelește hilegat, mi-e bine așa. Apropo, că povestim de văduvie, de bărbatul care a plecat, Badea Ionică, da, că așa a zis că îl cheamă, da, îl mijițați așa noaptea? Da, mă visez așa de câte ori, că lucrând ceva sau, nu, de câte ori visam așa că zice că e foame. Uh-huh. Și acum când au avut 21 de ani, trebuie la 20 de ani să facem părăstasul, da, i-am făcut de câte ori. Cum se face cu pomane, cu ce se dă acolo la biserică, acolo și la toată lumea, așa am făcut de multe ori, dar nu, de la 7 ani încoace, 8 ani n-am mai făcut, că aveam bolnavă, mai cu operații, da, cu spitalul, da, da. Și anul la 20 de ani trebuie să fac, nu am făcut că a fost copilul în Austria, nu a putut vini, dar am făcut anul, 16 noiembrie, plin 21 de ani. Și cum spui înainte de ce la visam, că odată, n-ai gătat nici am mâncare asta, zice, că așez de plământ. Nu, și am zis, mă, băi, să așteaptă. Și apoi am făcut așa cu farfurii, cum se face, cu cola, cu... Da, da, cât da. Să pun acolo, nu se dă cu tăie, lasă, pachete de la biserică, cu cadourile, atâtea să dau amul la noi, ce să Dacă l-ați cisa, Lemăriuca, la noapte, pe Baia Ionică, și ați putea povesti cu dumnealui, și ați grăi, și l-ați întreba, și l-ați ruga? Da, pe... Că păcată e cât am făcut și cum sunt copii și cum am rânduit bugăite și am făcut multe de când a murit el. Multe le-am pus la rând. Deci casa învălită. Mi s-a stricat atâta țiglă pe casă. Așa a fost o țiglă de calitate proastă, că s-a măcinat și am plouat și ajungea apa până da, în tavan. Da, da. Și m-am gândit ce să mă fac, că nu pot lăsa casa așa. Corect. Dar bani nu poghină să ține și că a rămas. Am vândut, am ținut scroafă cu purcei, am vândut purcei, am vândut o înghevol, am abătut bănuțe și am luat tablă. O zis să gani acea, au stantie, zice, oameni cu bani să apucă eu un lucru, este ce te-ai apucat dumneata. Mare curaj ai avut, să mi-a ajutat Dumnezeu. Și am luat tablă din Cluj, din Cata și mi-a mărit casa cu tablă. Și citiernile din nou făcut și tătătă. M-am gândit, aș să vie să vadă. Păcat era că m-a legat să învăliți casa femeiei. Văduvă și copilul la școală și fata a făcut locul, da, și nu întâlnul și a făcut greutate. Sigur. Nu. Și mi-a ajutat Dumnezeu. Mai am o singură întrebare pentru dumneavoastră, Lemăriuca, că uite, ne-am întins în, da, în povești, nici n-aș mai opri interviu, că pe drag mi-a fost cu dumneatale. Nu știu, oare v-ați întrebat vreodată pentru ce suntem lăsați noi pe lumea asta? Pentru ce ne-o fi lăsat Dumnezeu pe lume? Dumnezeu ne-o lăsat pe fiecare cu un scop. Fiecare avem un rost în viața asta. Și trebuie să împlinim un rol pe pământ. Fiecare cu ce ne-o lăsat. Talanță și cu... Să-i mulțim talanță, nu să-i îngropăm. Și viața asta? Umbră și vis. Umbră și vis. Totul e de șertăciune și goană de pământ. Nimic nu-i nimică. Dacă văd la televizor câți oameni bogați, câți cu bani, tot aceea pățesc mai mari minuni. Accidente. Ba copiii lor se droghează, ba fac accidente, le fac rușine. Dar noi săracii nu se așebuiești ca așa aceea. Da. Ca aceea de buieșa nu știu ce să mai facă. Și atunci banii n-aduc fericire. Să avem cât să ne folosim și să ne chinească ei, să avem sănătate. Asta e ce mai important. Lemăriuca, dacă ar fi să le transmiteți un mesaj oamenilor care ne-au urmărit până la ora asta, pe tradițional, TV, pe radio, Someș, pe internet, ce gând le-ați transmite de aici, din casă, de la dumneavoastră? Să se întoarcă către Dumnezeu, să se roage, că numai Dumnezeu ne mai poate salva. Vin vremuri grele, răutăți și greutăți vin. Dacă nu ne întoarcem și să avem un pic de credință și să ne lăsăm de rău, să facem mai mult bine, a, Dumnezeu așa, ne lași nea mai, dar nu știu, să nu fie târziu. Să nu fie târziu, să corect. Să nu fie târziu. Da. Tare mult m-am bucurat, Lemăriuca, că astăzi m-am cunoscut. Și acum, pe final, cred că ar trebui să le facem și o promisiune celor care ne-au urmărit, că o să ne mai vedem în, da, primăvară, nu? Da, în primăvară.
Da, știu că de fapt am aflat că aveți și cuptor la casa părintească. Da, la casa părintească și atunci poate, facem un cuptor. Poate ne chemați cu alea anumite de Sfintele Paște, pregătim ceva în cuptor, pregătim să le arătăm ceva... și oamenilor ce bucate să fac pe masă în ziua de Paște. Cred zonac că... și pască și pâine de casă și păscuță. Păscuța e una și pasca e alta. Corect. Și ce era la noi în ziua de Paște? De-abia așteptai să vii la înviere. Nu atât, chiar că am pun pe masă de nu știu ce să mănânci. Dar atunci era, făceam o pască din brânză, de luat-o de pite. Uh-huh. Și cu brânză de oaie puneai un ou pe brânzuca aceea, făceai o bucuradă, no, tăiai pe masă și o bucată de slănină și mâncai un roșu. Aia era mâncarea când vin la înviere. Așa era. Am un dragă jnițele, chiftele, atât chiar minuni și aperitive, ei nu știu ce să mănânci. Dar mai bună, fost și mai sănătoasă. Da, da. Făcea spune, dau sarmale, făceai supă, e găină și cozonac. Asta era Paștilor. Nu tăchea prăjituri și tăchea minuni și câte să facă amul, ei nu știu ce să mănânci. Da, da. No, atunci, ca alea către Paști, pregătim niște bucate așa bucate, tradiționale, ca la dumneavoastră. Facem păscuță și da. Prescură și cozonac e casă și tăcei bun. Corect. Încă o dată, mare mulțumire, Lemăriucă, să dai Dumnezeu să ne revedem cu bine, și sănătoși. Sănătoși, și acum, asta e mai important. Și acum, pe final, parcă nu pot să mă despart de dumneatale fără să nu vă mai provoc să le mai cântați o priceasnă oamenilor care ne-au urmărit până la ora asta. Oare acum, pe final, ce ne mai cântați? Privește, Doamne, pe pământ. Vă ascultăm cu mare drag. Privește, Doamne, pe pământ, la inimile noastre. Vai, câtă ură avem în noi și câtă răutate. Căci numai lacrimi și suspine spre ceruri se ridică și oricât ne pedepsești, de tine nu ne frică. De aceea, Doamne, ne trimiți cu tremure și ape, că astăzi nu se înțeleg o soră și un frate. În orice zi și în orice ceas vedem răul cum vine și nici atunci Iisus e scump, nu ne-ntoarcem la tine. Privește, Doamne, pe pământ și nu-ți întoarce fața, că nu știm cât ne-a mai rămas de stat în lumea aceasta. Veniți cu toții la Iisus să ne rugăm fierbinte, că nu știm ceasul când plecă spre recile morminte. Doamne ajută! Să ne vedem cu bine! Doamne ajută! Numai bine!